Well, mă bucur că vă plac filmările despre plante. Da, într-adevăr, multă lume mi-a zis că și eu am avut iedră și mi s-a uscat. În general, principala cauză pentru care plantele se usucă la noi în casă este că le punem ori prea puțină, ori prea multă apă. În general, factorii ăștia doi sunt cei mai importanți. Și trebuie să avem un pic de grijă. Dacă asta e o iedră micuță, da? Dacă iedra asta micuță, putem să o udăm așa și la iedră, în principiu, trebuie să avem grijă. Ea nu trebuie să aibă pământul să îmbăltească de apă, dar trebuie să fie mereu umed. Asta e cel mai important, da? Și, da? O iedră din asta micuță, vedem că are 1, 2, 3, 4, 5 plântuțe în ghivecelul ăsta mic. E destul de ușor să le udăm cu o pompiță și să ne asigurăm că pământul e mereu umed. Când, în schimb, că la ăstea mari e problema. Ia uite ce mare e asta. E superbă. Na, ăstea mari, de obicei, de cele mai multe ori, mor de sete. Pentru că lumea le udă așa. Pa, 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 pa. Mai ascultăm și niște muzică. Gata! Deci... udatul ăsta e ca și cum voi ați mânca toată ziua niște firmituri pentru planta asta, care e imensă. Uitați-vă cât este de mare și aici, în ghivecele ăsta, vă zic eu că știu eu până acoperat, sunt 20 de plântuțe. Deci noi avem 20 de plântuțe puse aici. Așadar, iederile astea cel mai bine e neapărat nevoie să le udăm cel puțin o dată pe săptămână prin scufundare. Adică luăm un vas mare, băgăm ușor ghiveciul cu totul, lăsăm acolo 5-10 minute până când vedem că au ieșit toate bulele de aer din pământ și apoi o scoatem undeva, dacă avem unde să le scoatem afară, să le lăsăm un pic la scurs, e perfect. Dacă nu, chiar și în cadă, în casă, e un lucru bun, într-un vas mare, o lăsăm pe marginea căzii să se scurgă și apoi o punem înapoi la locul ei în casă. Da? Deci, minim o dată pe săptămână o plantă atât de mare, indiferent că e o iederă, indiferent că e o feringă, indiferent că orice altă plantă care e mare, neapărat o dată prin scufundare. Acum, dacă ghiveciul în care, dacă avem o plantă imensă, o streliță și nu prea avem cum să-l scufundăm, atunci putem să-l udăm pe deasupra, dar să avem grijă să punem suficient de mult apă. Și neapărat să avem cumva un fel de drenaj, adică apa în exces să se poată scurge și să o putem da la o parte. Să nu rămână pământul îmbibat în apă. Da? Bine, well, sper că de acum încolo să nu mai moară nicio plantă dintre asta mare. V-am pupat, pa!